De la începutul anului școlar 2021-2022, polițiștii Biroului Siguranță Școlară desfășoară zilnic activități preventive, instructiv-educative, dedicate elevilor, în special celor din ciclul gimnazial și liceal, prin care le transmit elevilor noțiuni specifice de educație juridică. Polițiștii le vorbesc elevilor despre răspunderea penală a minorilor, importanța respectului în mediul școlar, a conduitei în relația cu ceilalți elevi și cadrele didactice, necesitatea conformării față de regulamentul școlii, dar și despre consecințele comiterii faptelor penale în incinta sau zona adiacentă unităților școlare și despre efectele pe termen lung ale violențelor din mediul școlar. Polițiștii Biroului pentru Siguranța Școlară au continuat activitățile cu caracter preventiv dedicate elevilor, în special celor din ciclul gimnazial și liceal și le-au transmis o serie de noțiuni specifice educației juridice. Polițiștii le-au vorbit elevilor despre răspunderea penală a minorilor, despre importanța respectului în mediul școlar și a conduitei în relația cu ceilalți elevi și cadrele didactice, dar și despre necesitatea de a se conforma față de regulamentul școlii și de a nu comite anumite fapte de natură penală care le pot afecta viitorul. Polițiștii au fost prezenți atât în localități din zona Văii Jiului, cât și într-un liceu din stațiunea Gioagiu, acolo unde împreună cu polițiștii de ordine publică și proximitate le-au prezentat elevilor modalitățile de prevenire a violenței școlare. De asemenea, polițiștii au discutat cu elevii și despre modalitățile de prevenire și combaterea noului coronavirus, pentru ca activitatea școlară să se poată desfășura cât mai mult posibil cu prezența fizică în sălile de curs. Au purtat discuții cu aceștia, inclusiv despre modalitățile prin care se pot proteja cu privire la răspândirea noului tip de coronavirus în unitățile de învățământ și în afara acestora, astfel încât să se prelungească pe cât posibil cursurile cu prezență fizică a elevilor în școală, fără a se înregistra incidente nedorite. Până în prezent, la întâlnirile educative cu polițiștii hunedoreni au participat aproximativ 100 de elevi, iar astfel de activități vor continua și în alte unități școlare din județ.